Salut! Astăzi este 31 a 8-a, adică 31 august, sâmbătă. Mergem la WOW. Șeful meu l-am văzut, frate. El e înaintea mea, dar a luat-o prin altă parte. Mergem la o întâlnire a șoferilor și a transportatorilor de transport animale vii. E cam la 100 de kilometri aici de unde locuim noi. Și mergem să și pentru reclamă, și pentru distracție, și pentru mai multe chestii. Am plecat azi, ne întoarcem mâine, adică duminică. Wow! E chiar în sensul ăsta giratoriu, șef. Wow! Uite! Te-am văzut! Degeaba ai luat-o tu pe acolo, dar cam același drac este. E, aici, dincolo de sensul ăsta giratoriu în față, unde e clădirea aia, aute câte camioane, nu știu dacă se și vede. Aici este o firmă mare de transport. Acum transportă și piatră și pământ și mai multe chestii. Am văzut că are și ceva cisterne. Transporta numai animale înainte. Bine, mulți porci. Cred că are undeva la 70 de camioane numai pentru transport animale. Plus bascule din astea. Și plus cisterne. Mă rog, probabil că îi merge omului. De-aia și construit aici birourile astea mari. Practic, până mai acum un an era în altă parte, undeva mai mic, a făcut aici totul nou și s-a mutat. Ia uite-l. Stop. Dă-i bătaie. Frate, bă, nu știu ce e leșinat așa, mâncați-și mașina asta. Ia-o înainte, că este mai pe de-a dreptul. Sper să nu o iei la dreapta. Lumea cu biciclete la plimbare, frate. Uite și tu. Doi ani diferență între camioane. Aia are 530 de cai. Aia, ăla din față, camionul din față are 530 de cai. Ăsta al meu are 510 cai. Numai că diferența, după câte am înțeles, o face cutia de viteze. Are o altă cutie de viteze. Și asta degeaba l-am dat eu și pe Eco Off, tot leșinat e. Mua, 29 de grade. Pua, să vezi că acolo nici nu e umbră, ești nebun. E frumos amenajat cu cort, cu asta, dar stai în cort, cred că și acolo e sauna. Ia să-l punem să meargă singur. Asta-i să-l dau mai la viteză mai mare. Ok.
Dragilor, cei care nu știți, dar presupun că toți știți despre ce e despre chestia asta, că își menține o distanță. Eu am pus 50 de metri, îmi pare, între mine și camionul din față. Și acum merge singur el. Uite, a frânat, numai că acum începe să frâneze și al meu. Auzi. Ușor, auzi, auzi, auzi. Frânează. Uite, sac, pac, singurel. Bine, eu sunt pe poziție. În caz că pune o frână mai bruscă, cel din față, sau nu știu, dispare din fața mea. Singur. Acum mi-a spus acolo că deci de la 30 de kilometri se dezactivează. Aici la stopul ăsta am luat eu amendă de 10 euro. Am mai spus eu, îmi pare, într-un video. N-am făcut stop. Mulțumesc. M-a lăsat, mă, omul. Aveam 3 văcuțe în Sprinter și ploua. Nu că n-am făcut stop. Bine. Asta să înțelegi, să știe. Aproape că oprise, m-am încetinit, m-am uitat, nu vine nimeni, zic, băi, să nu mai dau văcuțele alea hâltâc, hâltâc pe acolo, zic, lasă. Când mă uit în stânga, e o străduță acolo în stânga, închisă, o străduță doar pentru cei care locuiesc. Hop. Polițistul, frate, pe motocicletă. Direct a și pornit-o. Mi-am dat seama, a venit, l-am văzut în oglindă. Că stop, stop, halt, halt, cum spune. Am oprit, când vine la mine era femeie. Polițistă femeie, avea cercel în nas, băi. Știi de ce v-am oprit? Zic că n-am făcut stop, da. I-am explicat, zic, da, într-adevăr, dar ați văzut că am încetinit, aproape că am oprit roata pe loc, dar zic, sunt încărcat, am 3 băcuțe, a, nu contează, că asta este, că trebuie să plătiți oamenii de 10 euro. Zic, da, nicio problemă. Am plătit-o și noroc, bun. Dintre a 3-a în a 6-a, dintre a 6-a a 8-a, din a 8-a în a 9-a. Știți că 2 ani de zile cât am avut, cât am lucrat pe camionul ăsta din față, să specific, a fost alt cap tractor, un Mercedes Actros. Să știți că am intrat cu el
cam pe unde nu prea intra nimeni. Adică am făcut niște circ așa cu el. Am avut noroc, nu m-am răsturnat, nu l-am accidentat, dar am intrat pe la mulți pe unde erau spații înguste. Acoperișuri, chestii socoteli. Aproape am ajuns, fraților. Imediat ieșim de pe autostradă. Spunea șeful că s-ar putea să nu fie așa multe camioane. Că mai multe au fost anul trecut. Ai, polonezule! Ai, nu! Ce ai, mă? Ce ai, mă, că sunt? Numai cei care au venit de ieri au prins locuri bune. Care au venit astăzi, adică noi, mai pe la sfârșit. Ce aici? Hai că e bine dacă băgăm acolo, că nu ne bate soarele chiar atât de rău. Eu nu am loc. Toți au venit și au parcat aici, aiurea. Hai că până la urmă bag aici între ăștia. Mi s-a eliberat locul și trebuie să merg în față cu camionul, frate, să-l pun și eu pe poziție.
Hai, mă, să punem dreapta, mă, acum, mă. După cum v-am spus, am să vă prezint câteva chestii. Să vă arăt câteva camioane. Poate vreți să le numărați voi? Wie bitte? Ich bin ruhig jetzt. Aber trotzdem, ich bin alleine, ist kein Problem. Keine Frau. Cum am spus, trebuie să filmez și al doilea rând, să zic așa, de camioane. Am fugit repede să văd că am tras un bloz, să zic așa, și a fost numărul 1, dar nu știam când se dă premiile. Nu știu, uite, camioanele astea negre, Scania, o să vă povestesc imediat care e treaba cu ele, cu șeful lor. Joachim Tyson.
Kaizen. Ăsta a avut 9 camioane și a plecat lumea după la el. După aia a căzuse rău de tot. Rămăsese cu un camion, două panarame din alea vechi și după aia văd că a început să ridice iar. Camionul albastru, premiu pentru cel mai șmecher camion, erau atunci noi și cu mare interiorul făcut e beton. Acum nu e nimeni aici la camion, deci e mortal, chiar și omul cauciucuri noi pe față. Uitați-vă, am venit și ce am găsit la camion, ești nebun. Ce muște aici? Specialita of DAF. Bă, frate, dacă aveți bani aici înăuntru, e bun venit pentru mine, ești nebun. Der Woche, ia. Ia. Ce aveți aici, mă, frate? Glandorf, ăsta e lângă noi. Ce e aici, mă? Biscuiți, bomboane, aia mai trebuia. Ceva băutură să aveți. Da, am glumit.
hai să dăm și noi câteva claxoane. Câteva goarne. Ia uite, nu mai nimeri în cheia în contact, să-mi bat piciorul, frate. Dimineața. Hai ca să plecăm și noi de aici. Să plecăm și noi de aici. Fraților, dacă nu, a fost jale. Stai mă, ca să iasă el, mă. Să iasă el, mă. Hai mă, ieși tu, mă. Bă, frate, dacă mi-a ținut ăștia din fața mea langa, eu am venit la 10, cel puțin. Cam atât era ceasul, am venit în pat, că nu mai puteam. Nu mai puteam din mai multe motive. Am băut la bere. Și
ăsta cu Volvo ăsta de aici din față, bă, frate, l-a ținut pornit. A fost cald, am dormit cu geamurile deschise, a când a bârâit. Na, că ieșeam eu. Gambite of YouTube. Marian Mihaita. One shirt. Gata, fraților, am scăpat și cu treaba asta. Eu zic că am pierdut naiba niște timp, mai puteam să-mi fac și eu pe lângă casă una alta. Ia mă, ăsta intră aici, intră aici. Ia să opresc eu clima asta. Bă, frate, ce m-am îmbătat eu? Dar ce s-a îmbătat șeful? S-a îmbătat originalus. Măi, ne ziceam că filmez ceva frumos, dar s-a schimbat planurile. Plec pe cursă. Avem ceva frumos de filmat, dar din păcate o lăsăm pe altă dată. km până acasă. Ajung exact la fix la 12. Uite, l-am văzut pe la cu Amarokul ăsta care mă depășește de Suedia. A ieșit acolo din parcare. Am crezut că e ceva poliție incognito. De cafea. Am mâncat aici micul dejun. Bă, frate, o grămadă haleală mâncat bajura. Îmi pare rău că nu am tras mai, nu am filmat mai mult. Nici n-am avut cum noaptea nu filmează bine camera mea. Și practic, da, am stat și eu unul cu altul de vorbă și dacă m-am pilit puțin, vă dați seama ce filmări făceam. Așa că cam ăsta a fost ăsta, întâlnirea șoferilor de animale și a transportatorilor. Nici n-am mai apucat să... A fost ceva, o
stripteoză din asta pe acolo, a făcut striptease ceva, n-am apucat că s-a tăiat filmul. Nici șeful la fel, și el la fel mi-a zis că nu știe cum. Și asta a fost. Ce să zic? Până la un alt video, țineți aproape, dacă vă place. V-am salutat.